Înainte să vin în scenă, vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest ansamblu. A fost înființat recent, și anume în toamna anului trecut. Perseverența și devotamentul instructorului coregraf Mircea Cenan, și merită aplauzele noastre. Alături de membrii ansamblului, studenți, împreună cu generații mai mari și mai mici, duc la punerea în lumină a elementelor tradiționale și a jocului din satul românesc. Pentru început ne prezintă o suită tradițională din Frata, județul Cluj, membrii ansamblului Moștenirea. Thank you.
Thank you.
Mulțumim ansamblului Moștenire al Colegiului Studențesc de Performanță Academică, merită aplauzele noastre. De asemenea, aplauze și pentru instructorul coregraf Mircea Cenan, cel care semnează și regia artistică a acestui spectacol. Și cred că printre dansatori l-ați văzut și pe doctorandul Vlad Toma, coordonatorul întregului eveniment. Îi mulțumim și îl aplaudăm!